Salut și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom cumpăra macrou și de recent am descoperit magazinul ăsta care am văzut că are macrou la 9,50 lei, ceva de genul ăsta. Mergem, cumpărăm și după aia împreună cu tata îl pregătim. Îl afumăm. Acum curățăm peștele. Am luat până la urmă un bax de 20 de kg. L-am găsit cam mare. I-a ajutat să fi fost un pic mai mic. Noi l-am găsit între 400 și 600 de grame. Tata zicea că mergea mai bine între 300 și 500 de grame. Și acum... Ăsta n-are icre. Da, până acum am găsit câțiva cu icre. Ce poți să faci cu icrele, tata? Ce se face din icre? Ori salată, ori să le prăjești. În ultima instanță să le prăjești. Deci uite așa, când e semi-dezghețat, uite așa, atunci merge să-l tai foarte bine. Da? Și am văzut că și alea ies foarte... Și, păi, ies că se deslipesc ușor. Ia să vedem, ăsta are icre? Nici ăsta nu are. Nici ăsta nu are. Da, deci atât se aruncă din căpățâna și cu ăsta. Și atât rămâne dintr-un pește. Aha, deci ca idee, ăsta a fost cam 10 lei kilogramul, iar congelat e undeva între 30 și 40 de lei, depinde de unde lei. Afumat, scuze. Dar mă rog, ăla afumat vine deja fără cap și fără... Dar cât să pierzi totuși? Eu zic că scoți banii cel puțin dublu, nu? Scoți. Și ăsta are icre, nu? Da. Sunt mici, Cu două cuțite e bine să lucrezi. Cu un cuțit să-i tai capul și cu cealaltă să-l despici? Da, nimic asta. Mi-a de curățat. Asta se aruncă, nu? Se aruncă. Icrele le-am luat, le-am dus separat. Eram curios cât e. Așa, o să-l spălăm acum, îl lăsăm un pic să scurgă, îl punem sare și îl lăsăm până mâine. Și mâine ce se întâmplă? Mâine îl scoatem, îl legăm de cozi, așa câte doi, îl lăsăm o zi la soare să se scurgă, după ce s-a scurs și s-a zvântat pe piele, o să-l punem la afumătoare, unde se facem aici o afumătoare foarte simplă. Ok. Acum îl dai cu sare, nu? Da, un pic înăuntru, nu trebuie prea mult. Și lăsăm să se odihnească până mâine. Și mâine ai zis că îl... Îl legăm și îl punem la vânt. Ok. Bun, cam ăsta a fost episodul 1. Dacă sunteți curioși cum am făcut în continuare, vă uitați și la episodul 2. Ciao.